Dragilor, astăzi alături de noi este domnul Andrei Miu, profesor universitar, doctor, Departamentul de Psihologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj și vom vorbi despre neuroștiințe, despre neuroplasticitatea creierului, despre, să spunem, ultimele descoperiri în zona neuroștiințelor și cum reușim să stabilim, după ce ne punem ca intenție, cum reușim să stabilim și să implementăm mai degrabă rutine sănătoase, obiceiuri sănătoase, cât timp are nevoie creierul să se obișnuiască, să se deprindă cu aceste rutine sănătoase și o să dau și câteva exemple, ca acestea să devină la un moment dat un stil sau un mod de viață. Și când spun stil sau mod de viață, pentru că toți la începutul anului sau la începutul fiecărui an ne punem câteva rezoluții, ne punem câteva intenții, ne stabilim câteva obiective, unii își fac chiar și niște listuțe cu aceste obiective pentru a le bifa la sfârșitul anului câte au parcurs din ele. Iată, o dietă sănătoasă, mișcare și exerciții fizice, sport, nu știu, mers la sală, renunțarea la anumite obiceiuri toxice, al consumul de alcool, tutun, substanțe sau orice altceva ce este dăunător, da? Când conștientizăm, primul pas fiind conștientizarea, când conștientizăm că ele nu sunt bune și sunt nocive organismului, ne-am dorit să le înlocuim cu unele benefice pentru organism. Ca recomandare de carte venim cu Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare de Daniel Siegel, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Pe buzele tuturor, să spunem, psihologilor, cercetătorilor, psihoterapeuților, în ultimii ani găsim acest cuvânt, neuroștiințe. Și mai ales neuroplasticitatea creierului. Ce înseamnă de fapt neuroplasticitatea creierului? Neuroplasticitatea se referă la capacitatea creierului nostru. De fapt, aș pune problema altfel. Neuroplasticitatea e o caracteristică fundamentală a țesutului nervos, a sistemului nostru nervos în ansamblu, nu doar al nostru al oamenilor, nu doar al nostru al mamiferelor, al sistemului nervos la orice specie. Deci neuroplasticitatea e o caracteristică fundamentală a sistemului nervos care îi permite acestuia să se schimbe structural, anatomic, ca urmare a unor schimbări din mediu, sau ca urmare a unor leziuni. Practic, neuroplasticitatea poate fi împărțită în două tipuri mari, neuroplasticitatea asociată cu învățarea și neuroplasticitatea care permite recuperarea funcțională, compensarea unor leziuni în sistemul nervos. Deci, pe scurt, neuroplasticitatea se referă la această caracteristică care permite țesutului nervos să se schimbe morfologic, structural. Care ar fi ultimele, să spunem, descoperiri, nu știu, în ultimii 5-10 ani în zona neuroștiințelor? Pentru că știm că aici lucrurile se întâmplă cu o rapiditate care poate câteodată noi oamenii simpli ne simțim cumva depășiți de aceste descoperiri și de ceea ce se întâmplă, lucruri pe care noi cumva nu le știam cu exactitate, mai ales probabil cei care nu s-au ocupat îndeaproape de zona aceasta de studiere a creierului. Până la urmă, chiar odată făceam un soi de analogie, de asemănare, similitudine între creier și o relație interumană. Faptul că creierul se dezvoltă și evoluează pe tot parcursul vieții, așa cum de altfel se întâmplă și cu procesul de învățare continuă pe tot parcursul vieții. Da, și uite, m-aș agăța de ce spuneți ca să remarc că
sunt mai degrabă diferențe cantitative decât calitative între ceea ce numim dezvoltare și ceea ce numim neuroplasticitate. Și dezvoltarea și neuroplasticitatea din perioada adultă implică modificări structurale. În timpul dezvoltării, acestea au magnitudine mai mare, se întâmplă la o scală mult mai amplă. Dar ele se continuă pe parcursul vieții și sunt cele care ne permit să ne schimbăm comportamentul. Și mă refer la procese cum ar fi apariția de noi sinapse sau modificarea la nivelul modificări la nivelul substanței albe, la nivelul mielinei. Mielina este un fel de izolator electric în jurul neuronilor, reprezentat de procesul de o prelungire a unor celule speciale care se înfășoară de multe ori în jurul neuronilor și care pe urmă se comprimă. Și aceste prelungiri, practic, fac un fel de manșon de straturi, multe straturi suprapuse de membrană celulară în jurul neuronului și asigură în felul ăsta conducerea mai rapidă a semnalelor electrice prin acești neuroni. Ca să mă întorc la ce spuneam, uite, în ultimii ani s-a descoperit că chiar dacă mielinizarea în mare se încheie, să zicem, înainte de al treilea deceniu de viață postnatală, înainte de 30 de ani. S-ar putea să-i surprindă asta pe unii. Da, mielinizarea ca proces de dezvoltare a creierului, care aduce substanța albă din creier în stadiu pe care îl vedem la un adult, se termină în al treilea deceniu de viață din postnatală. Din ce știu eu, în jurul vârstei de 25-27 de ani. Am citit. Asta pe anumite tracturi mari care, de exemplu, sunt tracturi, sunt mănunchiuri de axon, de prelungiri lungi ale neuronilor, prin care neuronii comunică dintr-o structură nervoasă, comunică cu neuronii dintr-o structură nervoasă aflată la distanță. Deci mănunchiurile astea de axon mai lungi, care fac legătura între regiuni corticale din creier, aflate la distanță, pot să-și continue mielinizarea până în jurul vârstei de 30 de ani, arată studiile din ultimul deceniu. Ce voiam să spun este că s-a descoperit în ultimii ani că și învățarea implică modificări la nivelul mielinei. Se credea că neuroplasticitatea implică doar procese celulare de tipul apariției de noi sinapse, extinderii de noi procese, în particular de conuri de creștere la nivelul axonului și de extindere arborizației dendritice. Iată, studiile arată că și mielina e mai plastică decât credeam. Sunt studii care arată că, studii la animale, care arată că învățarea și în particular, adică ca să fiu mai specific, activitatea electrică a neuronului este un semnal care face ca celula care a produs mielina din jurul acelui axon să se adapteze, desfăcând o parte din teacă de mielină sau îngroșând acea teacă de mielină. Deci și mielina este parte din ceea ce numim neuroplasticitate. Învățarea, activitatea, care evident implică activitate electrică la nivelul întregului creier, produce astfel de modificări nu doar la nivelul substanței cenușii, în care sunt corpurile celulare cu nucleu, în care e ADN,
Deci implică modificări nu doar la nivelul substanței cenușii cu corpuri celulare și cu arborizații dendritice ale neuronilor, ci și la nivelul substanței albe, axon mielinizați. Se credea că substanța albă e mai statică, iată că nu este. Chiar și mielina se desface parțial sau se îngroașă și se comprimă în jurul unui axon în funcție de activitatea acestui axon. Uite, asta ne aduce în punctul discuției în care trebuie să spun că studiile astea sunt care ne arată ce se întâmplă la nivel celular în creier atunci când învățăm, sunt făcute la animale, cu totul și cu totul la animale. De ce? Pentru că nu avem metode non-invazive cu care să putem să studiem ce se întâmplă la nivel celular în creierul uman, în creierul unui om care, nu știu, învață o limbă străină. Nu avem astfel de metode deocamdată. Deci ce știm despre ce se întâmplă cu neuronii, cu alte celule, cum sunt celulele gliale, de exemplu, astrocitele din creier în timpul învățării, ce știm? Știm din studiile pe animale. La om, neuroplasticitatea implicată în învățare e studiată cu alte metode, care sunt, văd sistemul nervos la o scală mai mare, îl văd în ansamblu. Cred că mulți care au tangență, chiar și ca hobby cu psihologia și cu neuroștiințele, știu de imagistica de rezonanță magnetică. Asta e o metodă neuroimagistică care ne oferă atât imagini anatomice ale sistemului nostru nervos, la un om căruia nu-i se întâmplă nimic, e pur și simplu pus într-un aparat în care sistemul său nervos este scanat. Deci dispunem de astfel de metode care ne dau imagini anatomice și în anumite studii pe imaginile astea anatomice obținem tot din imagistică de rezonanță magnetică, dar funcțional obținem și măsurători ale activității creierului. Deci vedem creierul în ansamblu și ce arată studiile, și acum revin la întrebarea inițială, ce arată studiile din ultimii ani e că atunci când înveți o limbă străină sau când înveți să citești în oglindă, astea exemple de sarcini care necesită efort prelungit și exercițiu, când faci astfel de lucruri, chiar și când înveți o gramatică artificială, asta faci și când înveți un limbaj de programare, de exemplu. Sau când înveți să îți găsești drumul între mai multe locuri dintr-un oraș nou și înveți trasee complicate prin acel oraș. Despre toate aceste tipuri de sarcini, de învățare, care necesită efort și care au nevoie de exercițiu, avem studii cu imagistica de rezonanță magnetică, fie în variantă anatomică, fie în variantă funcțională. Ce arată studiile din ultimii ani e că în creierul nostru se produc modificări mult mai mari decât se credea. Sunt modificări care implică și substanța cenușie și substanța albă. Ce se vede anatomic e că după câteva luni de învățare intensivă a unei limbi străine, se îngroașă substanța cenușie din anumite regiuni corticale și se poate îngroșa, zic studiile, cu un procent care e undeva între 1 și 4%. Și ce se vede la nivelul substanței albe e că și substanța albă crește în volum după astfel de eforturi de învățare. Deci vedem modificări anatomice care sunt la scala milimetri, la o scală de milimetri cubi, care se modifică în creierul nostru. Temporar, pe parcursul efortului de învățare,
după ce un lucru învățat devine rutină, se vede că aceste modificări anatomice se remit, să zicem, parțial. Adică unde s-a văzut pe parcursul învățării că s-a îngroșat o substanță cenușie dintr-o regiune corticală, se vede că grosimea se reduce după ce se automatizează acel lucru învățat. Deci, iată, creierul e mult, mult mai plastic decât se credea, dar ca să fie povestea rotundă, vreau să atrag atenția că una e că știm că se produc aceste modificări anatomice pe care le vedem sub forma modificării volumului din diferite regiuni ale creierului la om în timpul învățării. Și vorbim de volum al unei întregi regiuni corticale sau al unei regiuni al unei structuri subcorticale. Vorbim de întregi structuri nervoase, asta vreau să spun. Și alta e să ne uităm la rezultatele din studii pe animale care ne arată că aceste modificări anatomice pe care le vedem la om s-ar putea, dar accentul e pe s-ar putea, nu știm sigur, să fie explicate de procese celulare cum ar fi sinaptogeneza, apariția de noi sinapse, extinderea arborizației dendritice, modificări ale tecii de mielină și așa mai departe. Deci e un necunoscut între, e un semn, o zonă de incertitudine între ce știm din studiile pe oameni despre ce se întâmplă în creier în timpul învățării și ce știm că se întâmplă la nivel celular din studiile pe animale, care, vă dați seama, sunt un model, dar unul imperfect din multe puncte de vedere. Spunea un jurnalist italian, Marco Magrini, care a scris o carte intitulată chiar așa, Creierul, tot publicată la editura Herald, creierul este cea mai complexă, dar și cea mai frumoasă mașinărie din lume. Și mi-a plăcut această sintagmă. Ce vreau să spun și îmi fac o misiune publică de o vreme din acest mesaj. E că sigur că neuroștiințele s-au dezvoltat exuberant în ultimii 20-30 de ani. Și sunt un domeniu de frontieră, sunt domeniu care a fost pus pe frontispiciu unui deceniu întreg, ca fiind domeniu care s-a dezvoltat cel mai mult. Da, s-au dezvoltat foarte, foarte mult neuroștiințele. Iată, avem multe metode cu care putem să studiem creierul și la om și la animal. Dar nu știm nici pe departe totul. Și din multitudinea de rezultate din neuroștiințe, s-ar putea ajunge la concluzia că gata, putem să explicăm absolut totul, putem să știm ce trebuie să modificăm în creier ca să optimizăm funcționarea cognitivă sau comportamentul cuiva. Suntem departe de acest punct. Merită să fim entuziaști în privința neuroștiințelor pentru că e un domeniu absolut extraordinar și e fascinant să vezi în câte feluri poți să descrii ce se întâmplă în creier și la animale și la om. E un domeniu în care s-a făcut o investiție de ingeniozitate absolut extraordinară. Dar nu știm nici pe departe totul despre creierul uman. Iată, un exemplu este că niciun om de știință nu s-ar azarda să spună vedem că crește grosimea unor regiuni corticale selective, specifice în timpul învățării unei limbi străine și știm ce se întâmplă în acele regiuni corticale. Nu. Un om de știință o să fie atent să spună că e posibil ca acele modificări să fie explicate de procese care au fost observate la animale, dar care nu putem ști sigur că sunt implicate și aici.
Deci nu putem avea certitudini. Și sunt o mie de exemple de situații în care am vrea să invocăm rezultate din neuroștiințe. Sunt unele lucruri pe care le știm despre ce se întâmplă în creier în acele cazuri, dar trebuie să avem grijă să marcăm că nu știm totul și sunt foarte, foarte multe lucruri care sunt încă deschise studiului. Avem nevoie de mult mai multe metode neinvazive la om ca să aflăm răspuns la tot ce ne-ar putea interesa. Apropo și de ce multe ori știrile din presă exagerează foarte tare descoperirile științifice. Da, sunt sigur că asta nu o să vă surprindă foarte tare. Apropo de ce se întâmplă în creier, asta îmi place foarte mult cum sună. Apropo de ce se întâmplă în creier și ducându-ne în zona psihologiei și iată învățarea de care pomeneați puțin mai devreme, poate fi mintea educată? Și aici la ce mă refer? Mă refer mai ales, cum spuneam, una dintre întrebările de la începutul și o reiterez de la începutul materialului nostru, a discuției noastre, ce se întâmplă cu creierul atunci când încercăm aceste obiceiuri sau rutine sănătoase? Și o să dau doar câteva exemple. Pomeneam noi înainte de a începe materialul nostru, ați pomenit la un moment dat despre tehnicile mindfulness, tehnicile de meditație. Ce se întâmplă cu creierul nostru, de exemplu, când medităm? Când ne luăm și noi un răgaz de 15-20 de minute, după caz, unii poate mai experimentați mai mult, 30 de minute, și dimineața medităm. Sau ce se întâmplă în timpul, să zicem, al unei rugăciuni. Momentul în care avem acest obicei, ca în fiecare dimineață, să citim câteva pagini din cartea de rugăciuni. Sau orice altă activitate care, să spunem, că ar fi benefică pentru organism și pentru creier. Pentru că știm foarte bine, cu atât mai mult dumneavoastră, că pe parcursul unei zile, prin mintea omului, trec zeci, sute de gânduri. Și este acea sintagmă frumoasă care îmi place mie, mintea maimuță, da? Care nu ne lasă, eu am alta mai, mă rog, la fel de interesantă, îmi imaginez mintea ca o autostradă undeva pe la jumătatea zilei, ora 2-3, o autostradă. Uite cum e autostrada Soarelui vara, în drum spre mare. Se duc mașini, toate mașinile sunt niște gânduri. Se duc mașinile spre mare, vin mașinile dinspre mare, se mai ciocnesc gândurile între ele, ambuteiaje și așa mai departe. Deci ce se întâmplă acolo e... Ce se întâmplă de fapt în creier atunci când ne concentrăm mult și bine pe un anumit subiect, pe o anumită stare, pe un anumit obicei, în așa fel încât gândurile să dispară și să atingem acea stare dorită, stare de bine, stare de relaxare, până la urmă stare de echilibru și de armonie interioară. Toți ne dorim probabil lucrul acesta. Aș pleca de la o definiție a mindfulness-ului, despre care sigur multă lume știe. Mindfulness înseamnă să te concentrezi pe activ, să faci eforturi, să rămâi concentrat asupra senzațiilor, gândurilor și emoțiilor din prezent. Asta e o componentă, partea asta de concentrare asupra conținutului minții tale în prezent. Poate să fie o senzație, poate să fie o emoție sau un gând. Cealaltă componentă ține de abordarea necritică a acestora. Deci trebuie să te concentrezi într-un fel necritic, neevaluativ, să te stăpânești, să faci orice fel de evaluare a acestor senzații, emoții sau gânduri. Și
Aș merge mai departe cu ideea care, iarăși, nu vă e străină, probabil că mindfulness-ul a început să fie exploatat de în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, să zicem, tot mai mult în psihoterapie. În parte și pentru că sunt studii care arată că intervențiile bazate pe mindfulness au beneficii. Reduc simptomele de anxietate, simptomele depresive, îmbunătățesc, reduc simptomele somatice, îmbunătățesc sănătatea, așa cum ne-o percepem participanții la studiile care testează intervenții bazate pe mindfulness, raportează că au mai puține dureri de cap, că au mai puține probleme respiratorii și gastrointestinale, din acestea tranzitorii. Deci dacă vreți, simptomele astea care țin de sănătate, așa cum le percepem, se vede că scad în urma acestor intervenții. Și sunt și studii care merg mai departe și așa cum ați sugerat, se uită și la ce se întâmplă în creier. Și ce arată aceste studii sunt deocamdată foarte la început. Sunt studii de neuroimagistică funcțională, de exemplu, care arată că după practicarea relaxării prin mindfulness se îmbunătățește controlul atențional și vedem asta reflectat și în tiparul de activitate din creier și în performanța atențională. Sunt alte studii care arată că modificarea tiparului de activitate din creier în timpul meditației de tip mindfulness prezice calitatea somnului și altele asemenea. Deci sunt studii de imagistică, de neuroimagistică, anatomică și funcțională. Primele studii despre mindfulness de la începutul anilor 2000, studiile lui Richard Davidson foloseau electroencefalograma și arătau că meditația mindfulness de diferite feluri, de exemplu, o practică care vine din budism e loving kindness meditation. Davidson făcea primul studii pe călugări budiști care făceau acest tip de meditație și în anii 2000 șoca lumea din neuroștiințe cu studii care arătau că atenția acestor călugări cu practică mindfulness de un anumit fel era mai bună decât a celor din, a voluntarilor din grupul de control și că erau și diferențe în activitatea electrică a creierului lor, așa cum o puteai vedea cu această metodă, electroencefalogramă. Și cred că unul din studii arăta că creștea puterea, creștea amplitudinea oscilațiilor într-o anumită bandă electroencefalografică și că asta corela cu performanța atențională. Deci, iată, niște corelații. N-au mers, practic, dincolo de aceste studii, nu s-a mers cu mult mai departe. S-au înmulțit studiile, subiectul a intrat între cele obișnuite, să zicem, din neuroștiințele cognitive, subiectul acesta legat de mindfulness, s-a rămas la corelații. Corelații cu ce vedem că se schimbă în creier după meditația de acest gen,
cu metode cum ar fi cele neuroimagistice sau electroencefalograma. Eventual, ce s-a făcut a fost că în ultimii ani studiile au arătat că ce se modifică în creier, cum exemplificam mai devreme, prezice ceva legat de beneficii pentru sănătate măsurate ulterior. Deci componenta asta de studiere a relațiilor cu simptome măsurate prospectiv, zic oamenii de știință, a dus studiile mai departe. Și sigur, e foarte bine că s-a ajuns aici, dar mai sunt încă foarte, foarte multe lucruri de făcut. Și uite, zilele trecute vedeam un, cred că chiar ieri, un studiu e publicat în Molecular Psychiatry, revista numărul 1 de psihiatrie. E un studiu în care autorii americani se uită la un grup de pacienți cu tot felul de simptome legate de partea asta spirituală, tot felul de halucinații și idei legate de prezența. Nu spun că ideile astea și experiențele astea religioase sunt neapărat halucinații, dar autorii ăștia asta au studiat. Deci, în ce măsură s-au uitat la pacienți cu astfel de experiențe religioase sau interpretate de ei ca fiind religioase, pacienți cu leziuni, la care experiențele astea au apărut după leziuni în creier și au suprapus aceste leziuni. De la toți pacienții cu astfel de experiențe mistice, ar fi trebuit mai corect să spun, după, mai degrabă decât religioase, după la mistice m-am gândit și eu, dar n-am vrut să vă întrerup. Și ce au văzut a fost că regiunea care era afectată de leziune la toți acești pacienți e o regiune din trunchiul cerebral care se numește substanță cenușie periapeductală și care e destul de enigmatică. Și gândiți-vă, e vorba de o regiune din trunchiul cerebral, o structură nervoasă care are funcții vitale, dar pe care nu suntem obișnuiți să o asociem cu lucruri foarte sofisticate, cum ar fi proiecțiile noastre mistice. Asta e doar un alt exemplu de studiu, un studiu de leziune care arată cum oamenii de știință caută mecanismele cerebrale ale experiențelor mistice în cazul ăsta. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul Andrei Miu, profesor universitar, doctor, Departamentul de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Am vorbit despre neuroștiințe, despre neuroplasticitatea creierului, recomandarea de carte Neuroștiința Fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, Daniel Siegel. Îi mulțumim din suflet domnului profesor Andrei Miu pentru informațiile complexe și informațiile detaliate pe care ni le-a oferit în ceea ce privește dezvoltarea creierului și partea aceasta de neuroștiințe și de neuroplasticitate. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!